Ce fac, băieți, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 20 Draft spre glorie. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like și să încercăm să ajungem la peste 3250. Ar fi genial. De asemenea, dacă vreți să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul e în descriere. Ai acolo tot ce îți trebuie legat de fotbal sau de alte sporturi și bineînțeles găsești și o grămadă de chestii casual. Băieți, astăzi, după ce în dreptul trecut am făcut un challenge, acum nu facem niciun challenge, pur și simplu încercăm să construim cea mai bună echipă, ratingul cel mai mare, cei mai buni jucători. Hai să vedem formația pe care o să o folosim în acest draft. 4-5-1, 4-4-2 holding, 3-4-1-2, no, 4-4-2 flat, jucăm ofensiv. Să vedem capitanul nostru, clar, nici nu stau la discuții. Zinedine Zidane și se pliază perfect pe acest 4-4-2, este un mijlocaș box-to-box care, zic eu, ne va ajuta foarte mult, Dumnezeule, cei cu jucătorii ăștia de aici, sincer, Rodrigo este singurul utilizabil, dar oricum nu o să joace, îl iau pe De Jong. Pentru că era overall un pic mai mare. Oh, feature star Rodrigo! Bun, foarte tare, mă! Foarte tare! Bun, hai să vedem fundășelul dreapta. Spania 1. Avem pe Spania 1 pe Piccini. Piccini, hai de vină încoa. Fundașul central. Jimenez în colo, Skriniar. Păi, Jimenez e singurul care se pliază. Hai să ne mutăm și pe partea cealaltă a echipe, pe jumătatea cealaltă, Suarez, Insigne, Icardi, Kane sau Lukaku. Chemistry wise, Suarez să fie cu acel hoc. Modric se leagă binișor, dar nu știu dacă aș merge pe... Hai tot să mergem pe Modric. Mijlocaș stânga, interesante opțiuni. Din păcate, din punct de vedere al chemistry-ului, nu mă încântă niciuna, dar o dregem noi cumva. Să iau Mane așa, schimbăm puțin așa și rezolvăm un picuț problema chemistry-ului. Nu de tot, dar un pic. Rose de 80, Spania, Anglia. Nacho Monreal, fundaș stânga. Da, luăm pe Rose, forțați de faptul că avem pe Mane acolo. Keane, Maguire, Raul Albiol, Sanchez. Sanchez merge bine. Aici m-ar bucura foarte mult să avem parte de un icon. N-avem icon, dar avem ceva foarte bun. Pe Ter Stegen, Oblak în schimb, ia full cam datorită lui Jimenez. Suntem deja în full cam, suntem bine cu echipa, să vedem super sub-urile. Robertson, Sidibe, Alexander Arnold, Team of the Year. Și poți tu cumva să-i spui lui Arnold că nu o să joace normal cu... stai că e și Messi. Îl iau mai degrabă pe Messi, vă spun sincer. Ca super sub avem nevoie de el. Highest rated? Ok, 80. Următorul. Toni Kroos este, cred eu, la momentul actual peste Modric în acest 4-4-2. E peste Modric, are o prezență defensivă mai bună. Alex Tejes, brasileiro, Griezmann, Suarez. Griezmann, punându-l pe Griezmann acolo, aș putea să fac câteva schimbări. E interesant ce putem să reușim și cred că... ia fi atent. Oricum sunt în full cam, nu văd de ce l-aș băga, mă înțelegi? Highest rated cine? Bakaev. Și mai avem câțiva. Probabil un draft de 190 fără probleme. Sonaldo pe super sub. Roberto Firmino, Insigne, Cristiano Ronaldo, Depay. Hai să luăm pe Cristi. Thiago, Luis Alberto, Casemiro, Lucas Leiva. Pam. Patru jucători rămași. Gueye, Gonzalo Guedes, Anderson, Pepe și KDB. KDB cel mai high rated, pe el îl alegem. Mi-a dat, trebuia să-mi dea și un silver de ăsta. L-am ales din greșeală pe cel de 68. Carles Puyol, ok, interesant. Dar nu e cel mai high rated, îl iau pe Jordi Alba. Puyol, aș putea să joc undeva. Băi, e cu Hunter și așa n-am. Fii atent. Fundașul meu dreapta nu e cine știe ce. Jucăm așa, portărelu. Schmeichel? Schmeichel, mă! Bun. 189 cred că e overall, nu mai stau să le aranjez. Avem Ronaldo, Messi pentru super sub. Echipa arată foarte, foarte, foarte fain. O să-l folosim mult și pe Rodrigo în atac, un card deosebit. Uitați-vă puțin la el. Acceleration 96, sprint speed 93, finishing shot power bunicele, long shot bunicele, 85. După aia la agility și la balance. Ia uite, are 99 agility, face 99 balance, stamina 99, jumping 89. Super, super, super tare.
Skill Moves are 4, la Weak Foot acolo cu 3 te încurcă puțin. Hai și pe manager la liga asta să fie. Ce avem aici? Un 3-4-1-2 cu Petit, cu Suarez, Messi 95. Nu mă sperie, ca să fiu sincer, line-up-ul său. Hai să vedem cum merge treaba. Hai, Rodrigo, să te văd. Fines. Cum arată Rodrigo de acolo, bro? Wow! Acum Rodrigo în final cu golul la scurt, 1-0. Frumos, Rodrigo. Oare un asist aici? Da, 2-0! Rodrigo, încă un gol? Nu? Wow, ce ratări! Ce ratări ai lui Rodrigo? Când tragem, când dăm un finesse shot. Wow, incredibil! Așa, la scurt, probabil gol. Da, gol lejer, așa. Încă un finesse, poate acum? Nu! Incredibil, e foarte slab pe finesse shot. Foarte slab pe finesse shot. Încă unul, asist bun aici, 4-0. Messi, 5-0. Lejer primul match, foarte lejer. Scurt, da, nu ratează. Dar are probleme mari cu finesurile la lung, mari probleme. Încă un gol al lui Rodrigo, o grămadă, grămadă de goluri cu Rodrigo. Rodrigo și cu dreptul. Bun, așa când tragem forță e foarte bun la șut. Rage quit, mergem în meciul următor. Și avem noi aici un 4-3-1-2 cu 3 carduri, 2 carduri non-rare gold. Ceea ce înseamnă că o să fie super subbed out. Adică o să le schimbe afară. Înlocuiește cu alte carduri. Sunt acolo doar pentru full camp. S-ar putea să fie un adversar foarte bun. Am trăit să o văd și pe asta. Messi gol cu capul de acolo. Hai mă, ce naiba. Messi! Lovei în bara cu Messi! Ocazie foarte bună! Hai mă, Rodrigo, mă! Mane? Ăla-i mă, 1-1, asist Rodrigo, hai băieții! Hai Mane! Încă o ocazie bună de tot! Respinge acolo portarul! Nu înțeleg, frate, ăsta a ieșit la 1-1. Deci a văzut că suntem pe el, că jucăm mai bine și s-a enervat. Putea măcar să-și dea autogol. Știi, el pierde draftul,
Și noi trebuie să jucăm meciul din nou. 4-4-2. Ok, interesant. Cu Bergkamp, cu Ibrahimovic, Frankie de Jong. Șmecherie de echipă. Messi, Messi, Messi e Messi, bro. Messi e Messi. Rodrigo, Rodrigo. Face 2-0. Rodrigo. Nu mă așteptam la asta, nu mă așteptam să-mi dea de kick-off. N-am fost atent și merit să fiu pedepsit, asta e. Hai, Mane! Hai, mă, bag-o la lung, ce naiba, înapoi, hai, Mane! Cu noroc marcăm, 3-1! Super, hai Messi! Bine, mă! Bună, bună, bună faza asta! Bravo! Rodrigo! Nu știu de ce, dar nu știu de ce a dat cu dreptul când era poziția de a dat cu stângul acolo. Nu vine, câștigăm meciul, mergem în semi. Ce avem noi aici? Un 4-1-2-1-2, varianta White, cu Kevin De Bruyne, Scream Card, Aguero, Ronaldo, Figo, Sterling și Team of the Year Virgil ăla, foarte periculos. Offside, offside. Nu? Nu te cred că am ieșit prost acolo! Messi, Messi, Messi cu finesul de acolo. Messi, oh, Alisson salvează. Da, frumos a ieșit GG. Serios? Cum a tras de acolo, frate? Hai, Rodrigo! Hai, Rodrigo! Cum ratează, frate, așa? Hai, Messica, wow, a dat pe lângă minge, singur cu portarul. Haide, că-i porta goală. Bun, 3-2, mai avem o mică șansă. Doamne, frate, ce s-a întâmplat acolo, mă? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, s-a lovit mingea de jucătorii mei. O mică, mică șansă mai avem, mică de tot ce-i drept. Asta o stragă de timp și ai mei nu ies. Hai, acum poate. Am greșit, pasa. Nu, Messi, reușește Messi! Se dovedește încă o dată că tot ce contează, Majoritatea cazurilor în draft este o apărare puternică. Am avut cea mai slabă apărare posibilă. Carlos Puyol fără pic de viteză, Jimenez, Sanchez, mediocri acolo, Dani Rose pe stânga. S-a văzut asta, n-am putut să presez sus cum îmi place mie. Hai să vedem totuși ce primim.
în premii. Jumbo Premium și Premium Gold Pack. Haide cu un pic de noroc și la băiatul. Hai cu un pic de noroc și la băiatul. Premium Gold Pack. Nimic, bineînțeles, în el. Absolut nimic. Și în următorul, ce primim în următorul? Ba, nimic. Bă, dar n-am mai dat... Nu, s-au stricat de tot cu premiile la draft. Ok, sunt o grămadă de jucători faini pe care poți să-i testezi și pe care poți să-i folosești în draft, dar în premii, frate, dezamăgitor. În fine, băieți, cam atât pentru astăzi. Ne vedem în episodul următor. Vă pupă, viță. Pa, pa!